Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Selaș a anunțat că a fost publicată pe site-ul instituției baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și cap, echipamente specializate care pot fi achiziționate de către beneficiarii privați prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală. Baza de date cu prețuri de referință a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Citez, baza de date cu prețuri de referință simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR. Pe lângă simplificarea propriu-zisă a procedurii de achiziție și implicit impact pozitiv major asupra nivelului de accesare a fondurilor europene, acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziții. Pentru a ne asigura că răspundem nevoilor beneficiarilor și că vom fi în într-o directă corelare cu piața de profil, AFIR va actualiza periodic această bază de date atât din punct de vedere al adaptării prețurilor în funcție de evoluțiile pieței, cât și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții eligibile prin PNDR. Baza de date devine astfel un instrument util atât pentru beneficiari, cât și pentru agenție, fiind o premiere la nivel național, am încheiat citatul, a declarat David Eugen Popescu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor rurale. Această bază de date este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicații web și poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai PNDR, cât și de beneficiarii care vor demara procedura de achiziție.